Pacienții din România plătesc în ultimii ani din ce în ce mai mult pentru medicamente și asta din cauza politicilor de preț și de taxare stabilite de guvern, la care se adaugă creșterea accelerată a costurilor de producție generată de pandemie și de războiul din Ucraina, spun reprezentanții Asociației Producătorilor de Medicamente Generice din România. Bolnavii se tem că ar putea renunța așadar la tratament. Peste 3.000 de medicamente generice au dispărut de pe piață. Taxele prea mari determină pe producători să renunțe la fabricarea lor. Medicamentele ieftine dispar din piață pentru că producătorii nu-și mai pot permite să le mențină. Producătorii de medicamente generice sunt foarte responsabili și nu-și doresc să retragă medicamente de pe piață, însă la un moment dat nu mai pot susține costurile legate de medicament. Acest medicament, dacă ar costa 30 de lei, un generic poate să coste și de 3 ori mai puțin, sub 10 lei, de exemplu, în funcție de firma producătoare. Dacă dispar genericele de pe piață, pacientul va apela tot la varianta care este mai scumpă, deci va plăti în plus. În momentul în care medicamentele cele mai ieftine dispar de pe piață din diverse motive, fie costuri de producție, fie chiar prețul prea scăzut care duce la dispariția lui de pe piață, acest lucru din contră va face ca un pacient, dacă nu găsește acele variante mai ieftine, să recurgă tot la medicamentul original care va costa puțin mai mult. Pentru mulți pacienți, asta înseamnă schimbarea schemei de tratament. În momentul în care regândești o schemă terapeutică, absolut trebuie să începi cu tatonarea dozelor, cu urmărirea modului în care reacționează pacientul respectiv. Dacă nu-i controlezi hipertensiunea arterială sau nu-i controlezi coagularea, el are risc de infarct miocardic, de accident vascular cerebral, adică riscurile pot fi majore. Producătorii de medicamente generice cer măsuri urgente care să asigure accesul pacienților la tratamente. Se schimbe politicile medicamentului și a prețului, pentru că degeaba ne văităm că nu avem economie și nu avem putere financiară să avem cât mai multe medicamente în piață, pentru că în momentul în care aceste medicamente pleacă și pacienții nu au acces, cu siguranță statul cheltuie mult mai mult cu pacienții care intră în recidivă, care fac complicații. Am discutat cu Ministerul Sănătății, așteptăm să fim primiți și de către Ministerul Finanțelor. În România sunt de 6 ori mai puține medicamente generice comparativ cu alte state din Uniunea Europeană.